Trecem la evenimentul, până la discutăm despre rectificarea bugetară, să mai iau câteva întrebări despre acel eveniment, două de fiecare, pentru că sunteți amunți, și apoi să trecem la rectificarea bugetară, dacă se poate. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, atunci când ați solicitat acel certificat ORNIS, ați precizat în formular că ați petrecut două zile în închisoare în Statele Unite și care este infracțiunea pentru care ați fost condamnat? Știți foarte bine că în România, în legislație pentru președinte, premier, miniștri, demitari, cei care sunt numiți de Parlament, nu se face o cerere pentru ORNIS. Legislația în vigoare nu se face o cerere. Avem acces la aceste informații fără a face o cerere pentru ORNIS. Președintele Klaus Iohannis și președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, au fost informați despre acest incident? Atunci când ați intrat în politică, când v-au susținut pentru funcțiile pe care le dețineți? Nu am adus în discuție acest eveniment în ceea ce privește pe domnul președinte. În ceea ce privește pe domnul Ludovic Orban, un coleg mi-a spus că acum câteva luni de zile a arătat această hârtie și spunând că o are. Deci presupun că avea această informație. Bună ziua, domnul premier, Jan Navatkovici, România TV. Ați discutat între timp cu președintele României referitor la această situație? V-a comunicat președintele României un aspect, având în vedere că, să nu uităm, șeful statului a susținut de la bun început că nu va numi persoane cu probleme penale? N-am înțeles finalul. Că nu va numi persoane cu probleme penale. Am discutat cu domnul președinte și trebuie să fie foarte clar. Aceasta nu este o situație despre care vorbim penală. Bineînțeles că sunt legislații diferite în România și în Statele Unite, dar nu se califică sub nicio formă. Dar am discutat cu domnul președinte și despre acest subiect și despre rectificare și mai multe subiecte. De la ultimele zile, din ultimele zile, având în vedere acest scandal care a luat în amploare în spațiul public, v-ați gândit în vreun moment să vă dați demisia? Nu, în niciun moment. În continuare, avem o guvernare pe care trebuie să o ducem la capăt, avem reforme pe care le-am început și pe care trebuie să le ducem la capăt. Un eveniment care s-a întâmplat acum 21 de ani, pe care regret, Statele Unite nu are niciun fel de implicații pentru ceea ce facem noi astăzi. Dacă îmi permiteți o completare, v-am întrebat acest lucru pentru că și colegii, partenerii de coaliție susțineau că este de fapt o problemă de moralitate. Aici, da, am văzut și declarațiile și am fost surprins neplăcut, pentru că nu am auzit nicio declarație atunci când un director al CFR călătorea a lăsat oamenii vreo 8 ore fără să-i ajute, sau nu am văzut niciun fel de discuții când astăzi partenerii coaliție își strângeau mâna cu Dragnea pe treptele PSD sau îi aveau lângă ei pe oamenii PSD la pupitru în guvern. Deci, asta, o discuție acestea aș vrea să le avem în coaliție. Sunt de acord să discutăm acolo, dar nu în spațiu public. Despre moralitate și despre etică. Bună ziua, Vlad Ungar, știrile TVR. Voiam să vă întreb dacă în momentul în care domnul președinte v-a numit în funcție, când s-a făcut numirea, mă gândesc că ați avut o discuție ca de la președinte la viitor prim-ministru în acel moment. I-ați spus? V-ați gândit să-i spuneți atunci de această situație? Nu au fost respectate toate procedurile legale pentru fi numit premier. Deci nu am considerat în acel moment, poate că ar fi trebuit, dar nu am considerat că este un element important pentru această funcție. România este campioană pe o listă negativă a accidentelor rutiere. Sunt foarte mulți tineri care urcă la volan după ce au consumat alcool sau alte substanțe interzise. Acum, din poziția de premier, ce i-ați spune unui tânăr de 20-21 de ani care urcă băut la volan? Aș spune ceea ce spun fiecare persoană din momentul în care mi s-a întâmplat mie, că nu trebuie făcut. Niciodată nu trebuie să amestecate alcoolul și condusul. Eu mi-am învățat lecția, nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci. A fost o singură dată, am încercat să trec foarte repede, să închid acel episod foarte repede, pentru că da, este ceva ce niciodată nu aș susține și de fiecare dată am fost împotrivă și în continuare. Și poate că e nevoie și în România să ne uităm la legislație, pentru că vedeți, în Statele Unite legislația este mult mai dură. Depinde de la stat la stat. Unele state sunt mai dure, sunt mai puțin dură, dar
această toleranță zero, poate că ar trebui să ne gândim să fie implementată și în România. Vă mulțumesc. Larisa Bernească, observator Antena 1. Domnule premier, aș vrea să ne povestiți dumneavoastră cum ați trăit acel episod. A apărut și dosarul penal în care ați fost condamnat cu câteva mărturii din partea polițiștilor. Aș vrea să ne spuneți cum ați trăit dumneavoastră, unde mergeați, ce făceați, cât ați băut. Este un, vă dați seama că este un moment la care te uiți și vreți să-ți aduci aminte. Este o situație prin care nu am dorit să mai trec niciodată și n-am trecut prin această situație niciodată. Era o sâmbătă, era 3 decembrie. Fusese ziua, cred că, a colegului meu de cameră și de acolo veneam. Doar știu că am băut îndeajuns ca să depășesc limita legală. În rest, nu știu exact. Ce ați consumat și cât, dacă ne puteți spune și dacă vă amintiți? Cred că bere am consumat. Cam câte? Pentru că din declarațiile polițiștilor ar trebui să fie 7-8 beri pe puțin. Nu pot să duc 7-8 beri, am băut ca să depășesc limita legală și și am fost oprit. Mai departe, când m-au oprit polițiștii, înțelege că nu ați trecut testul de sobrietate, cel puțin așa a declarat polițistul. Am recunoscut imediat că am consumat băutură alcoolice și am respectat toate procedurile legale pe care le avem în statul Iowa. Deci nu a fost nimic special. Ați fost dus în custodia poliției. Ce înseamnă asta? Cât ați stat și când ați plătit cauțiunea de aproape 2.000 de dolari? Am stat până la terminat tuturor procedurilor pentru minimum pentru statul Iowa. Cam cât timp? Vă mulțumesc. Cam cât timp? Exact cât a trebuit, nu mai știu exact până s-au terminat toate procedurile. Este o întreagă procedură pentru a respecta minimum legislație din statul Iowa. Și încă o întrebare aș mai avea, vă aveți rog. Mai multe de două întrebări. Pentru cele 48 de ore petrecute în penitenciar, ați fost pus să achitați cazarea și masa, așa cum reiese din documentele prezentate? Din ce mi-aduc aminte, nu au fost 48, dar am plătit tot ce a fost nevoie sau dacă a trebuit să plătesc, am plătit. Am respectat toată legislația, toate recomandările instanței. Subiectul a fost închis din momentul respectiv. Vă amintiți cam cât v-a costat această greșeală? A trebuit să-mi vând mașina și cred că m-am și împrumutat, nu mai știu exact, dar mulțumesc mult. Ioana Răduca, Alef News. În primul rând aș vrea să clarificați un pic. Aș vrea să clarificați un pic următorul aspect. Comunicați permanent sub deviza "Românii trebuie să știe". Și atunci, cum de data trecută, când ați vorbit public despre acest incident, ne-ați povestit despre o contravenție. Colega mea, Sorina Matei, a obținut de la instanța din Iowa întregul dosar care arată că vorbim despre un dosar penal. Deci informația pe care ne-ați dat-o n-a fost corectă. Nu, aici vorbim de două sisteme juridice diferite. Ceea ce noi considerăm penal în România este felony în Statele Unite. Acolo sunt trei tipuri, am înțeles și eu acum. Și ceea ce am făcut eu a fost delict. Deci este sub felony, deci este contravenție. Până și în România, până în 2003, exista acest tip de contravenție care avea și această perioadă de reține. Dar de aceea am spus că este o contravenție, dosarul pentru că în Statele Unite... Dosarul arată clar încălcări la legea penală, domnule premier. La ei există doar legea penală, nu este ca la noi, există această diferențiere. De aceea spun că acolo există diferențiere interior. Între și delictul este în interior și atunci ceea ce consideră ei criminal record sau criminal este felony, partea ceea ce noi considerăm parte de penal. În același timp, am spus că este contravenție pentru că în Statele Unite n-am avut niciun drept niciodată restricționat. La un an după am lucrat la Banca Națională a Noii Zeelande, fără niciun fel de problemă. După aceea am lucrat la Banca Europeană de Investiții, fără niciun fel de problemă. Mi-am renoit viza pentru Statele Unite în 2009, fără niciun fel de problemă. Am vizitat de câteva ori Statele Unite de atunci și până acum. Dosarul din instanță arată că ați mers, ați urmat mai multe programe de reabilitare. Acele programe Drinking sunt. Drivers, aș vrea să ne povestiți un pic despre ele. Sunt. Ministrul Sănătății spunea că sunt de făcut și la noi. Ar trebui făcute și la noi, sunt de acord. Sunt exact ceea ce cere legislația minim în statul Iowa. De exemplu, în statul Iowa ai această legislație, în South Dakota, de exemplu, nu ai nimic similar, chiar dacă faci aceeași ofensă repetată. Da. Deci concret, ce a însemnat pentru dumneavoastră acest program de reabilitare? Să mergi la niște cursuri unde prezentate situații extreme în care se poate ajunge și așa mai departe. Este un curs de reeducare în acest... N-ați clarificat întrebarea colegei apropo de costuri. De unde ați plătit? Avocații, programele? V-am spus, am vândut mașina și cred că m-am împrumutat la bancă ceva din asta. Am luat niște bani. Ați plătit împrumutul ulterior? Ce-a spus? Ați plătit împrumutul? Da, cred că da.
Ne puteți spune și de unde ați luat banii? Nu mai știu exact, dar în momentul respectiv avocatul a fost plătit, cred că am plătit eu avocatul și apoi am vândut mașina. Mulțumesc. Bună ziua, domnule prim-ministru, Radu Zivită, Antena 3. În urmă cu două seri, colegii de alianță din USR Plus au convocat un birou politic național în care au discutat două variante. O dată, varianta prin care să vă ceară demisia și a doua, varianta unei depuneri de moțiune de cenzură. În contextul acesta v-aș întreba dacă ați discutat cu liderii celor două partide și cum comentați această mișcare a USR Plus. Este regretabil. Ne aflăm iarăși în această discuție. Eu cred că totul începe, de fapt, la rectificarea bugetară. Pentru că acolo sunt nemulțumirile colegilor de coaliție. Nu în altă parte. Pentru că în altă parte nu au niciun fel de argumente. Totul se reduce la rectificare bugetară. Și dacă am fi mers pe propunerile pe care le-au făcut, sunt sigur că n-am fi avut această discuție. După acest eveniment, Partidul Național Liberal mai poate avea încredere în dumneavoastră? Bineînțeles. Partidul Național Liberal va avea la conducere din 25 septembrie un om care a lucrat și în sectorul privat, ceea ce liberalii doresc, un om care a studiat în Statele Unite, un om care a lucrat la o bancă națională în Noi Zeelande, un om care a lucrat la BEI, un om care peste tot și-a făcut treaba. Și din funcțiile publice pe care le-am avut, niciodată nu am dezamăgit. Vă mulțumesc! Tocmai ce am ascultat declarațiile premierului Florin Câțu, el spune că înainte de a fi premier nu a discutat cu președintele Iohannis despre situația din Statele Unite, însă spune că Ludovic Orban ar fi aflat această informație. Recent Florin Câțu a vorbit cu președintele Iohannis, el spune că nu este o situație penală, deoarece sunt legislații diferite în Statele Unite ale Americii și în România. Premierul a povestit că era într-o zi de sâmbătă în statul Iowa și fusese ziua colegului lui de cameră. Acesta a băut bere și a depășit limita legală de viteză. Pentru această greșeală, pentru a o repara, el a fost nevoit să-și vândă mașina și să-și împrumute bani, sigur pentru a plăti avocații acestui caz. El mai spune, la întrebarea adresată lui, ce i-ar spune unui tânăr de 20 de ani care ar putea să-i calce pe urme sau să facă exact aceeași greșeală, el spune că nu trebuie niciodată să amesteci alcoolul și condusul.